la firier. Vorbim despre un grav accident rutier produs între două autoturisme în care au fost implicate 7 persoane. Pentru gestionarea optimă a misiunii, la nivelul județului Suceava a fost pus în aplicare planul roșu de intervenție, iar la fața locului au fost trimise 2 autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și 6 ambulanțe, dintre care 2 de la Smurș și 4 de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. La fața locului, într-unul dintre autoturisme, au fost identificate 3 persoane, toți 3 bărbați, din păcate toți cu leziuni incompatibile cu viața și au fost declarat decedați. În al doilea autoturism au fost identificate inițial un bărbat care era în stare de inconștiență și pentru care s-au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire, după consumarea protocolului și pentru acesta s-a declarat decesul. În același autoturism se mai aflau 2 minori care erau conștienți și care au fost transportați la unitatea de primire urgențe, iar sub cupola autoturismului a fost identificat un al treilea minor, din nefericire și acesta cu leziuni incompatibile cu viața. Ce vârstă aveau copiii minori transportați și în ce stare erau? Cei 2 copii transportați la spital, vorbim despre un băiețel și o fetiță de 3 și 8 ani aproximativ, cu răni deosebit de grave, au fost transportați la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Cel de-al treilea minor, undeva în jur de 4 anișori, din păcate cu leziuni incompatibile cu viața. Locotenent colonel Alin Gălată, purtător de cuvânt ISU Suceava. Deci fetița 8 ani.